Salutare oameni buni, bine v-am găsit la un nou videoclip din CS9. De continuăm treaba de unde a rămas la trecută. Suntem pe Los Cahuies, la recoltat de grâu, cred. Facem braz de pe baloți. Este UTB-ul, care strângem paile. Vine cu 1000 ani în urmă și o să facem încă o brazdă. Și mai rămâne câte o brazdă mic, care o să fie pe partea așa făluită. În momentul de față o să băgăm și la arătură, pentru că o merge. Trebuie să și arăm. Hai, UTB, pornește și tu. Vom lua plugul acesta cu 4 trupițe reversibil. Mamă! Și l-a ridicat mult. Că moară ce-am păcat. Ce mă, nu vrei? Nu vrei, frate. Bă, dacă nu vrei cu ăsta, tu, o-i vrea cu ăsta? Ia să vedem. Garaj. Eu acum testez să văd cam ce utilaje merge. Că văd că nu vrea să ia H-ul, să pot să mă fac eu baloții. Combina, văd că se... Și nu poate să-și combina asta. Combinuțo, ce faci, tata? 72%. Cred că o să umplem camionul. Bine, nu plin, să zici, bă, că... Să iasă acolo niște grâu. Vreți să-mi sunt. Așa. mai vede decât să facem niște baloții grâu care să rămână așa. Tu fii plăsat dacă merge să faci ceva treabă cu UTB-ul ăsta. Mamă, ce plin. Nu, că nu vrea. Bă, dacă nu vrei mă cu ăsta. Nu se vede dacă UTB-ul ăsta vrea, că după cu ăla nu vrea, nu știu ce are. În loc să ne facem treaba cum trebuie, văd că nu își facem treaba cum trebuie, de tot. Vă ia un pic. Da, tare ciudat, un bun tare ciudat, nu știu ce se întâmplă. Deci tare ciudat, de ce n-am vrut să meargă UTB-ul acela mare cu plumul? Adică, până la urmă, ce treabă avea, bă, mergeai cu plugul, n-aveai treabă. Dar el n-a, văd că UTB-ul cel 610 a mers cu plugul Piotinger. Ăsta n-a avut, nici cu el, nici cu ălalt. Da, până la urmă, ai găsit și o ocupație. Să facem... Bun. N-am făcut mult, am făcut 6200 de litri din jumate și mai rămas jumatea pe care... Stai că a băgat aici un pic de...
Hai să te rezolvi mine, să ai răbdare, mă, tata. Ia să pun tot pe bază, dacă nu vine în tot, de unde t-ai tu. O, tata, mă lovezi, mă, tata. Alo, nu te duci. Nu te duci, s-au fi reversat plugul. Nu, n-a reversat niciun plug. Din câte văd. Și da, m-a spus tare, tare, tare. Eu am avut din plin. 12.214 litri. Seama ce am momentan în Romano. Ducem în noastră combinuță și o punem la făcut treaba aici pe terenul ăsta de barli. Se pare că este ăsta. Nu mai facem paie. Bun. Bă, ăsta, hai că are loc. Hai să terminăm și noi cu grebla asta, să facem ambele braze care sunt mici, să facem una mare. Dar era bine dacă ara ăsta. Da, acum se poate. Stai să mergem aici. Nu avem ce face, oameni buni. Combina o să fie treaba liniștită. Noi o să ducem grebla pe acasă, că nu mai avem nevoie de aici, că ce să facem. O parcă la noi în fermă. Da. Oricum n-a vrut oia, nu știu ce a avut, dar mă rog. Așa și noi baloți. Primul tren e terminat. Urmează al doilea care e cu barne, nu știu ce e. Cu barne. Nu prea mă interesează. Prima brază e baloți, am luat telefonul măsii. Hai, de băi, ha, niște ce ure, hai, da. Zici că mă rog el să facă baloți. Hai de băi, uite de... E și pe cruș control, o cum se zici. Da, vreau fi două părți. Prima parte am vrut la acum și la timp, și asta e a doua parte care o filmăm. Că... Ah, bine, e și un pic de pantă aici, să sperem după cum, dar nu se vede. De-aia merge așa prost. Dacă ne-am uit, e un pic de pantă. Aici asta îl forțez un pic, dar n-am simt asta, dacă nu vrea. Nu vrea! Dacă nu vrea, nu vrea. Nu mă vrea. Și cu roțile înguste și nu vrea. Dar cu alea în lan, care e nimic. Dar mă rog, facem noi să fie bine. Dar tot aproape ne întrece. Sau ce frumos ne-am pus să... Hai de bă, uite de bă, mai scoate până la cap. Bă, mă puțin mie, mama aia, să fac bauci.